Schimduri de replici între viceprimarul Daniel Cârjan și directorul Societății de Apă și Canal, Cornel Folescu. Totul a pornit de la o postare a viceprimarului PNL, care soma conducerea societății să reia furnizarea apei la un bloc ANL unde aceasta fusese restricționată din cauza datoriilor foarte mari. În replică, directorul Societății Secom îl acuză pe Cârjan de demagogie și amintește acestuia că era chiar datoria lui să se asigure că nu se ajunge la astfel de situație, ținând cont că blocurile sunt în proprietatea primăriei. Schimb de replici spumos între actualul viceprimar Daniel Cârjan și fostul viceprimar în prezent director al Societății de Apă și Canal, Cornel Folescu. Totul a plecat de la o inițiativă a conducerii Societății Secom, care a decis să furnizeze apă la program la unul dintre blocurile ANL din cauza datorilor foarte mari. Viceprimarul Cârjan a intuit probabil un potențial motiv de campanie electorală dacă tot se apropie alegerile, așa că și-a luat masca de apărător al cetățenilor și s-a dezlănțuit pe o rețea de socializare. SCSCOM s-a hotărât sistarea furnizării apei în blocul V de 9 la anele, exact în perioada de pandemie, când igiena personală e cea mai importantă inadmisibil. Soluția nu este sistarea apei tuturor chiriașilor din bloc, majoritatea fiind bun platnici. Soluția este recuperarea de către primărie pe cale legală a datoriilor pe care le au unii chiriași la serviciul de apă, demersuri deja începute de către serviciul de specialitate. Somez conducerea să ce se comesa să reia furnizarea apei către chiriașii blocului VD9, fiind inuman să se oprească apa chiar în mijlocul pandemiei, a declarat Daniel Cârjan pe pagina sa de socializare. În replică, directorul societății SECOM, Cornel Folescu, i-a amintit viceprimarului Cârjan că este chiar datoria lui să nu se ajungă la această situație, având în vedere că Direcția de Administrare a Domeniului Public, care are în proprietate inclusiv locurile ANL, se află în subordinea directă chiar a lui Daniel Cârjan. Domnule veșnic candidat la postul de primar Daniel Cârjan, mă uit pe ultima dumneavoastră postare izvorâtă din puțul gândirii și nu încetez să mă minunez în privința demagogiei ce vă caracterizează. Somați conducerea Săcom să nu oprească apa la aneleuri, pozând în apărătorul de bunăcredință a locatarilor bunplatnici, omițând să menționați că garantul respectării contractului de furnizare a apei sunteți dumneavoastră ca viceprimar de resort, responsabil cu coordonarea Direcției de Administrare a domeniului public, direcție cu care să are contract de furnizare a apei omiteți îngoana după voturi să amintiți locatarilor bun platnici câte somații v-am trimis pentru a ne achita debitele datorate și câte discuții am avut pe tema asta Vă invit să le spuneți dumneavoastră celor peste 400 de angajați ai SECOM că trebuie să muncească fără a primi leafa și totodată severinenilor bunplatnici. Care este diferența dintre ei, majoritar fiind și cei care la umbra neglijenței dumneavoastră nu-și plătesc facturile? Dacă nu aveți nimic de ascuns, vă stau la dispoziție și într-o dezbatere publică. Cât despre pandemie, vă amintesc faptul că SECOM nu a oprit furnizarea apei, ci doar a restricționat acest serviciu din considerente strict economice. Schimburi de replici de acest gen vor deveni probabil o rutină până la momentul alegerilor, mai ales când în cei opt ani de până acum, de când tot candidează Daniel Cârjan, i-a obișnuit pe Severinen să se agațe de orice pentru a-și face campanie electorală. Sunt celebre deja episoadele în care se laudă cu proiectele primarului Marius Creciu, oricând verifică cum merge asfaltarea în curtea unei instituții.